René Dunan, la un pas de moarte, din amintirile unui agent secret. Seria Aventuri din toată lumea, colecția Detectiv. 1. Deșertul foamei. Încă din 1910 începusem să călătoresc prin Asia Centrală. Aventura ce am să vă istorisesc aici, una din acelea cărora în Franța li se spune îndrăznețe, mi s-a întâmplat în vara anului 1922. În 1914 fusesem mobilizat ca agent secret prin vecinătatea coastelor Mării Negre, pe care le-am cutreierat în lung și în lat, poate de zeci de ori. Cu acest prilej a trebuit să iau parte la întreaga comedie de politică financiară ce s-a jucat între Golful Persic și Marea Neagră, mai cu deosebire după sfârșitul anului 1917. Aceasta din cauză că finanța internațională, entuziasmată de prăbușirea țarismului, râvnea cu ajutorul unor trupe alese pe sprânceană să pună mâna pe bogățiile imense de care abundă Georgia și, totodată, pe zăcămintele de petrol din Baku. Numai că în această luptă aprigă se aflau față în față două sisteme bancare, ale Franței și ale Angliei, fiecare lucrând cu metoda lui. Clemenceau trimisese acolo pe toți foștii subofițeri ai batalionilor din Africa, precum și companii disciplinare, socotind că printr-o acțiune rapidă și brutală vor lua locul gentlemanelor englezi. A fost o luptă puțin tragicomică, în cursul căreia au căzut foarte puțini morți, dar adevărații beneficiari au fost sovietele, care în 1918 recucereau Georgia printr-o lovitură neașteptată și măiastră. Nu-i vorbă, truda lor nu fusese nici simplă și nici ușoară, dar se cuvine să recunoaștem că sunt diplomați din instinct, ca de altfel toate popoarele a căror rasă își are obârșia în Asia, pământ al chipzuinței și mai ales al calculilor nepripite. Mă aflam prin urmare la Batumi, în ziua când a intrat acolo armata sovietică. Francez și însărcinat cu misiunea delicată, am fost nevoit să părăsesc orașul întrascuns, neoprindu-mă decât la Constantinopol. Acolo m-au ținut 6 luni de zile cu făgăduiala că voi fi trimis din nou în Asia, unde goana însetată după concesiuni petrolifere începea să atragă numeroase bande de aventurieri. În sfârșit, am fost demobilizat la Constantinopol și curând după aceea angajat de Statele Unite cu organizarea și conducerea unei expediții prin Kabul, Kiva, Aralsk și pe Marea de Aral și apoi prin Astrahan pe Caspică. Era vorba nici mai mult, nici mai puțin să tai drumul sovietelor, care coborau de la Orenburg de-a dreptul în Buharia, unde ei construiseră o republică, ce își întinsese hotarele până la Hindu Kuș. La epoca aceea, regiunea era cam în fierbere. Este o mare imprudență să trezești aceste popoare adormite în mijlocul Asiei de câteva mii de ani. Sunt oameni care duc aceeași fel de existență de peste 30 de veacuri, din generație în generație. Îi întâlnești presărați de-a lungul unor teritorii imense și cu toată slaba lor densitate, se găsesc însă aici colo așezări enorme. De altminteri sunt cu mult mai numeroși decât pretind geografii. Dar dacă aceștia viețuiesc în cercul unor tradiții grozav de înapoiate, nu trebuie să-i credem prea conservatori. În afară de religia lor, par destul de schimbători, iar inteligența cu care se folesc e în stare să asimileze cu aceeași ușurință ca și japonezii, secretele civilizației noastre. Astfel că încercarea de a ridica în picioare acest imens aluat omenesc e un risc plin de primejdii. Ar fi la fel cu ceea ce a pățit Anglia, pe care, de azi înainte, posesiunile ei din India au făcut-o să fie prevăzătoare. Numai Rusia cea nouă se joacă cu focul, dar m-am îndepărtat de subiectul povestirii mele. Precum se știe, americanii au fost și mai sunt convinși că există petrol între Siria Daria și Amu Daria. Chiar acolo se află Buharia, o regiune ce cuprinde 3 deșerturi,
Gobi, Caracum și între ele amândouă vestitul deșert al foamei, unde mi s-a întâmplat aventura despre care este vorba. Americanii m-au trimis acolo. Trebuie să situăm această întindere de pământ în felul următor. La miază zi, Afganistanul, de unde am pornit, în partea dinspre răsărit, stăpânește Tibetul atotputernic. Către apus, străbătând pustietăți nesuferite, ajungi la Marea Caspică, ce hotărâmicește partea de nord a Persiei, iar pe la miază noapte te îndrepți spre Rusia, sau mai bine zis spre guvernământul Tobolsk. Această țară haotică se așterne pe suprafața a 20 de grade longitudine și 12 grade latitudine. După toate presupunerile și chiar aparențele, bogății extraordinare zac îngropate pe aceste tărâmuri. Dar care o fi mijlocul de a face săpături în liniște și nestrijenii de nimeni, la oaltă cu niște locuitori prea puțin simpatici și cu oarecare dreptate, convinși că cercetările europenilor n-au altă țintă decât să le ia pământurile și să îi robească. Acolo se vor juca cele mai formidabile intrigi diplomatice, cărora cred că numai războaiele occidentale le vor pune capăt. Totuși nu e vorba de mâine, însă în ziua când industriile marilor națiuni vor fi atins apogeul, acele îndepărtate ținuturi vor fi cu un prilej neîntrerupt de căutat și exploatat metale și combustibili sau de dus o existență mai puțin zbuciumată decât aiurea. Ca hienele se vor năpusti asupra Asiei, localnicii o ghicesc prea bine, cu blândețea și șiretenia înnăscută a rasei lor se pricep să te slujească, tocmai atât cât au nevoie să tragă foloase de pe urma ta, și încă foloase cât mai multe, dar încolo sunt neîntrecuți în a te păgubi. În chipul cel mai delicat, la limita exactă unde neajunsurile ce ți le pun în cale te împiedică cu tot din adinsul să-ți mai duci lucrurile la capăt. Așa că vor trebui ani îndelungați pentru cunoașterea temeinică a secretelor acestui continent nemăsurat, căruia la urma urmei Europa nu este decât un vinten înaintat, cum e de pildă ținutul Bretaniei în Franța. Așadar, la început am fost la Kabul pentru noi mei stăpâni din America. În fond, dacă îi servești pe unii ori pe alții, nu-mi interesează. E vorba mai ales să poți duce o viață neatârnată și cât mai aventuroasă, plină de neprevăzuți și noutăți, care e tot atât de indispensabil aventurierului precum e băutura pentru un bețiv. La 4 luni după ce ajunsesem la o înțelegere cu Yankee-ii mei, plecăm din Kabul cu 18 afgani și 3 americani, născuți unul în Scoția, altul în Suedia și al treilea în Lituania. 2 asiatici europenizați ne însoțeau de asemenea. Caravana aceasta trebuise să fie organizată într-un ascuns și cu o prudență deosebită, căci Anglia nu permite ca altcineva să încalce hotarele ei asiatice. În scopul de a exploata un ținut asupra căruia ea ține morții să fie tuture suprem. Și pe urmă, la Kabul, capitala aproape independentă, trona un oarecare colonel Patrick Longhusband, cel mai plicticos și cicălitor dintre slujbașii englezi. Din fericire, munții Hindukuș se află aproape de porțile Kabulului. Odată pornit pe cărările munților din vecinătate, ai scăpat de sub supravegherea autorităților celor mai strașnice. Așa s-a întâmplat și cu noi. Nu vă voi povesti străbaterea acestui lanț de munți lipsiți de interes pentru noi. Socotesc că e o problemă prea arzătoare pe care cuvintele nu sunt în stare să o zugrăvească. Zi de zi trăiești într-o încordare bolnăvicioasă a voinței și treci printr-un șir de peripeții cu care europeanul nu s-ar deprinde în ruptul capului. Pe măsură ce ne depărtăm de Afganistan, putem să ne bizuim tot mai mult pe devotamentul oamenilor noștri. Doar la plecare trebuie să ne temem, ca întotdeauna, de o tentativă generală de măcelărire a albilor europeni și chiar a asiaticilor crescuți aiurea în mijlocul civilizației.
deoarece comorile expediției noastre erau un prilej neîntrerupt de ispită pentru băștinașii lacomii de tot ce li se părea că ar fi obiecte de preț. Însă eram tineri, înarmați cu multă bărbăție și o disciplină severă îi lega de noi. Trup și suflet pe acei 18 afgani, în așa fel că uneori te îndoiești să spui că afganul ar fi hindus. Odată ajuns la izvoarele râului Oxerai, un afluent al lui Amudana, am putut în sfârșit să coborâm versantul opus al colosului masiv muntos. Pe colinele de la nordul Hindu-ușului se așterneau scobite o mulțime de voi și vulcele în formă de evantai, pe unde șuvoaiele de apă șerpuiesc vijelioase cu sata cocoțate în creștetul râpelor, unde poliandria se practică din veacuri. E fără îndoială unul din colțurile cele mai curioase din lume. Spetit de oboseală am ajuns la Kunduz, după 2 luni de umblet chinuitor pe jos. De asta dată ne aflam în partea de șes a locului căruia a nevoiei s-ar putea identifica proprietarul. E tot Afganistanul sau începe țara Buhariei? Și retenia sovietelor a fost la înălțime și aici, precum am aflat noi. Plecând de la sistemul folosit în Republica lor Buharia, ei au constituit o serie de mici state prietene pe care le-a smut din când în când asupra Otlings Governments telor engleze sau a guvernamentelor mai depărtate. De la Kunduz, iată-ne, dar plecați din nou urmând cursul Amudariei. Dar cum voiam să evit o ciocnire prea timpurie cu misiunile rusești, care împănară partea locului pe vremea aceea, am luat-o pieziș, abătându-ne dincolo de malul stâng al fluviului, în inima așa zisei țărea turcomanilor. După 40 de zile de la trecerea Hindu-cușului, pășeam pe un pământ sterp și dezgustător numit Deșertul Foamei. Nu întâlnisem picior de european de la Kunduz până acolo și aveam pe drept cuvânt iluzia că străbatem un continent necunoscut. Ce regiune fantastică! Pretutindeni pe unde treceam, găseam minereuri în stare aproape pură. Subsolul geme de fier și aramă, de magneziu și multe metale rare. Cărbunele abundă în straturi monstruoase, iar petrolul țâșnește de asemenea la fiecare pas. Călcăm pe un așternut de smoală, cu siguranță că erau și zăcăminte de pietre prețioase. În câteva rânduri am găsit bulgări de alumină colorată, prevestind vecinătatea smaraldelor sau poate a rubinelor. În orice caz numai pietre scumpe, dar trebuia să fiu prevăzător. Eram singurul mineralog din convoi. Dacă aș fi spus că în căutare cu tare loc zac mii de nestemate, n-aș mai fi putut înainta cu caravana mai departe. De altminteri aveam numai misiunea să descopăr zăcăminte petrolifere, dacă și unde era cu putință, printr-o cercetare superficială și, la nevoie, prin săpături. Socoteam deci o datorie faptul de a urma acest consemn. La drept vorbind, el n-avea pentru mine decât foloase și căutarea unei alte îndeletniciri. N-ar fi avut alt rezultat decât să primejduiască expediția, așa cum am comis mai apoi. Aici ne întâmpină o regiune pietroasă și a nevoie de străbătut, unde viața e tot atât de stearpă ca și vegetația. Într-o dimineață, inginerul care îmi slujea de ajutor, un iancheu suedez, fu găsit mort în cortul lui. La 2 zile după aceea, un fel de molimă îmi doborâ 5 afgani, care se stinseseră pe rând în câteva ceasuri. Atunci am hotărât să ne zurim marșul ca să ajungem cât mai curând la Chiba. Însă, tâlharii tucmeni, regiunea pe care o străbăteam la miază noapte de merv, a fost și încă este una din cele mai vestite pe fața pământului. Totuși, acum când pustietatea a cuprins-o de la un capăt la altul, poți o cutremuri vreme îndelungată fără să zărești nicio urmă care să redeștepte în amintire zilele de glorie ale lui Genghis Khan și Tamerlan. De când știi și ghicești, parcă sub aceste mormane dese de pământ
sub rămășițele de monumente funerare și mulțimea de semne vădite ale unei vieți apuse. Vestigiile și civilizații triumfale, deșertul se însuflățește parcă și capătă o priveliște nebănuită, ce ți înduioșează și inima și cugetul și ochii. Oare nu e adevărat că Ninos a trecut pe aici cu Semiramida, iar Cyrus nu tot pe aceste meleaguri a fost în frunt de hordele mesageților? Alexandru cel Mare a cotropit de asemenea aceste câmpii, odinioare înfloritoare. Parții, la rândul lor, le-au asuprit ca nimeni alții și de aici au pornit oștile cel biruiră pe aliatul lor Cezar și Pompei, multimilionarul Cresus, al cărui cap retezat încremenise în vârful suliței unui soldat part, cu fața spre Roma eternă, ursit să nu mai vadă niciodată. Discipolii lui Zoroastru și după ei nestorienii s-au războit ani de-a rândul îngrășând holdele cu trupurile lor de atleți mitologici. O regină, Turan, a fost vestită prin frumusețea deșteptăciunea și vitejia ei, legendară în acest deșert al foamei, fără ca numele ei să fie răzbit vreodată dincolo de porțile Occidentului. Mai târziu, ținutul întreg s-a lipit la celelalte posesiuni ale califatului. Fiul lui Harun al-Rashid, El Mamun, își avea reședința în aceste locuri semănate odinioară cu oaze și păduri. Califii sălgiucizi au pacificat ținuturile până în zilele de groază ale înăvălirii mongolilor, care au așternut jalea și pustirea ce o contemplăm acum. Tulli Han, fiul lui Genghis Han, le nimici ultimele resturi. Într-un târziu, Mirza, fiul lui Tamerlan, încercă să reclădească o serie de orașe și sate, dar emirii din Buhara descălecă rând pe rând și se mână pentru totdeauna moartea pe toată întinderea acestor regiuni fără hotare. Când și când se întâlnesc rămășițe din fostele pământuri ale satelor, o tristețe copleșitoare și profuită se stârnește din aceste urme nesuflățite ale unui trecut glorios, uneltele de ars, mormanele de cărmiz, ruinele unei moschei, cisternele și puțurile se mai recunosc și acum. Și de multe ori nu vezi altceva decât șiruri de morminte anonime. Totuși, se mai întâmplă să întâlnești și mormântul câte unui marabu, rămas neatins sau prea puțin pângărit. În orice caz, aceste lăcașuri funerare n-au fost vătămate decât prin cucernicia credincioșilor care, secole de-a rândul, venind aici în pelerinaj, au ținut să ia cu ei câte o amintire a locurilor sfinte. Și mirarea călătorului sporește întâlnind printre aceste ruine, unde totul se șterge și dispare, monumente falnice care de 5 sau 6 veacuri străjuiesc pustietatea zărilor, fără a se clinti din loc. Încolo nici pic de vegetație, care să readucă în mintea visătorului o frântură de viață reală, prin noianul atâtor necropole, nimic decât tufe părăginite de scaieți și mărăciniști sălbatic, nici o zburătoare prin văzduh, nici un animal alergând prin juruți sau îndepărtări, e liniștea morții. Uneori trecem pe deasupra unor subterane mâncate de soare și de timp. La pasul cailor noștri, pământul răsună din adâncuri, dar nu trece nici prin gând să caut acolo curiozități arheologice, căci de la început afganii noștri ar fi privit cu oarecare dezgust culegerea unor relicte. Ei și-ar fi închipuit pe bună dreptate că am descoperit Miscaiba cu mori și-ar fi pus la cale jefuirea noastră, înainte de a se lumina de ziua. Ceva mai mult, eram singurul istoric al expediției. Obiectele amintitoare ale dinastiilor pierdute în noaptea timpurilor nu aveau niciun interes pentru colegii mei. Monetele grecești, ori resturile de opere de artă contemporane ale unei istorii de demult, li se păreau un fel de glume ce nu meritau să-l abată din cale pe un om de acțiune. La un moment dat, apropiindu-ne de Amudaria, faimosul Oxus al lui Alexandru, am întâlnit în drum un mameleon imens de formă pătrată.
Ne-am oprit lângă această curioasă operă a naturii care nu avea mai mult de 4 metri înălțime. Am pornit să hoinăresc pe acolo. Tranșeile paralele, pe jumătate umplute de praf, brăzdau în lung și în lat pământul presărat cu smocuri de buruieni rare și îngălbenite de soare. Am coborât într-una din aceste tranșee și acolo întâmplarea a făcut să găsesc ceva pentru care răscolisem pământul pretutindeni în drumul meu. Până atunci era o monedă grecească înfățișându-l pe Alexandru cel Mare, iar pe dos având gravat un trofeu de arme cu inscripție Helena, greu de citit, dar ale cărei caractere se mai desușeau încă. Mă aflam pe una din acele câmpii, sau mai bine zis, în fosta așezare a uneia din cele 6 orașe pe care, după Quintus Curtius, Alexandru Macedon le-a înălțat lângă Oxus, ca să mențină popoarele sub scutul lui. O melancolie stranie se ridică din astfel de ruine, care sunt cu mult mai prejos de ceva vrednic să poarte acest nume. Căci din falnicul imperiu de altădată, nu numai că n-a rămas ceva neatins, dar ai crede că natura, după ce a nimicit totul, și-a întrerupt opera ipustiitoare, ca să păstreze mai multă vreme în ochii viitorimii oglinda tragică a nimerniciei sforțărilor omenești. La un secol după Alexandru, trebuia să fi fost tot așa. De atunci, viacurile s-au scurs unul după altul, însă fără să prefacă acest pământ în pulberea aducătoare a uitării, fără să putrezească nici spuzenia de olărie îmbucătățită și amfore ce își arătau aici colo pântecele știrbit. Deasupra mea, bolta de un cenușiu spălăcit și rotunjimea de asemenea pântecele uriași, liniștea nu era tulburată decât în răstimpul de vuietul unei lagări ce se ridica la răsăritul acestui oraș mort, iar soarele ascuns în dărătul unei pâcle de se, se culca fioros pe un orizont netăt și mut. De 10 zile bătătoream pământul care a fost unul din leagănele triumfătoare ale civilizației omenești. În jurul nostru domnise odinioară un popor inteligent și cult care întemeiase biblioteci, făcuseră să înflorească grădini și să se înmulțească școlile. Și ținutul acesta se numea Sahijan, regina lumii. Astăzi pornirăm din nou a doua zi dimineață, înainte de ivirea zorilor, pe o vreme aproape răcoroasă. Mâmbia gândul să vânesc ceva, ca să mai schimb felul hranei de până atunci. Dar la ce vână să te aștepți într-un ținut atât de singuratic? Hărțile mi-arătau chiar în apropiere de zona pe care o străbăteam, sălașul unui trip periculos, a cărui vecinătate trebuia să fie ocolită cu cât înaintam mai mult spre Amudaria. În drum aveam să întâlnesc și un orășel, situat într-o vâlcea unde se afla o întreagă regiune semănată cu plante și flori. Acolo se cultiva chiar și bumbacul, pe care rușii se silesc de multă vreme să-l aclimatizeze în Buharia. Și atunci mi-am zis că, ajungând în acel târg, voi avea putința să cumpăr câteva oi îngrășate. Ziua întreagă am înaintat netulburați de nimeni. Din când în când adunam eșantioane de minereuri, a căror vedere mă încânta, căci un mineralolog nu se gândește niciodată să prefacă în bani ceea ce descoperă. Ceea ce îl interesează e numai valoarea lor documentară. Cu toate acestea, nu știu de ce, odată cu înserarea, mă năpădi un fel de neliniște, fără temei, dar în orice caz supărătoare. M-am sfătuit cu unul, oarecum mai priceput dintre afganii mei. Toți însă erau de o răceală desăvârșită. Mi se părea că nici nu se închisesc de ceea ce mă îngrijora. Făcurăm o raită călare prin preajma locului ales pentru odihnă. Niciun semn care să-mi îndreptățească temerile. Noaptea a fost plină de grijă și trezit bruște din somn. Noi europenii eram hotărâți de a nu lăsa nimic la voia întâmplării și de a supraveghea mereu santinelele pe care le fura somnul mai degrabă ca pe noi. De vreo 20 de ori m-am trezit afară cu revolverul în mână, închipuindu-mi că aud cine știe ce. În sfârșit se făcu ziua, fără să întâmpinăm alte necazuri și pornirăm din nou. În după amiaza aceea văzui o mulțime de gazele. Regiunea prin care înaintam devenise acum muntoasă.
Silința noastră de a prinde unul din aceste gingașe animale n-a fost încă coronată de succes. Apoi veni iarăși noaptea. Neliniștea noastră era tot atât de vie ca și în ajun, dar începusem să ne obișnuim. Și acum iată drama. Vegheasem până la 9 seara, culcat pe nisip, nu departe de postul unei santinele. Apoi am plecat să mă întind pe blănurile din cortul meu. Și, deșteptat la ceasurile 11, am ieșit să-mi fac iarăși rondul. La un moment dat, pe când făceam înconjurul lagărului, mi s-a părut că aud un zgomot ciudat, în partea dinspre miază noapte. Mă strecurai pe brânci la un dâmb mic, care însă era un minunat post de observație și ascultare. Deodată un fior de gheață îmi trecut de-a lungul spinării. Aproape, foarte aproape, în jurul meu chiar se auzeau șoapte. Convenisem cu oamenii mei ca semnal de alarmă în orice împrejurare, un foc de pușcă sau de revolver. Această descărcătură trebuia trasă fără zăbavă, odată ce s-ar fi ivit primejdia. Mă aflam la vreo 40 de metri departe de lagăr. Nu mai era vorba așa spre a da semnalul de alarmă, să fiu neapărat în liniile mele. De altminteri, orice clipă pierdută era o primejdie mai mult. Să mă înapoiez, aș fi fost împușcat chiar de sentinelele noastre, iar ca să ajung, tărându-mă până la ele, însemna să pierd o vreme prețioasă. Am scos revolverul, trăgând drept înainte la întâmplare. Am auzit îndată lagărul în mare fierbere, pregătindu-se să întâmpine atacul și mă ridicai din adăpostul meu cu gândul de a mă întoarce, țipând în gura mare. Prea târziu, o masă compactă de oameni necunoscuți, cărora le destușeam numai brațele, agitate, se năpustiră asupra alor mei, într-un salt vijelios. Îi văd alergând turbați prin noapte, trec de mine, prin dreapta și prin stânga, iar eu rămân pitit pe loc, cu revolverul în mână, despărțit de caravana mea. În mica-n tabără aud încingându-se o luptă sălbatică. Suedezul a aprins un far de automobil și îl văd trăgând mereu. Puștile purie, apoi revolverele, după care începe lupta corp la corp. Glasurile oamenilor mei mă cheamă cu deznădejde și îmi dau seama că acolo pustiește moartea. Mă repede în galop spre far. Deodată acesta se stinge și trei inși mi se aruncă în spinare. Unul din ei, cu o împunsătură de suliță, mi-a sfârșit haina. O dobor la pământ, dar cu un altul m-a apucat de spate. Mă rostogolesc și cu un glonț tras peste umăr îi fac de petrecanie și acestui al doilea agresor. Al treilea am două lovitură de cuțit, unul din acele faimoase cuțite turcomane, față de care navaha al spaniolilor e numai o jucărie pentru copii. Feresc lovitura cu revolverul, însă omul mă cuprinde în brațele vânjoase și caută să mă culce la pământ. E voinic, dar și eu sunt dispus cu sporturile din copilărie și în cele din urmă reușesc să-i îndoi corpul lung și deșirat. Pe când mă întrebam dacă trebuia să-l subrup pe diavolul ce se zvârcolea sub mușchii mei cu spatele lipit de pământ, simt printre picioare cuțitul lui. Îl apuc, dau drumul turcomanului și în clipa când el încearcă să se ridice, oricât de sprinten era, îl înțepenesc de-a binelea cu o împusătură în inima. Mă scol, potrivnicul meu cu orică, reîncep goana spre lagăr, dar iată că se aprind lumini în mijlocul unor strigăte de triumf și văd apoi cum năvălitorii forfotesc într-o liniște de plină. Caravana mea e nimicită, toți oamenii au fost omorâți, iar eu sunt nevoit să fug. Nu mai încape nicio șovăire. Îmi caut revolverul pe jos, scot cuțitul din pieptul turcomanului răpus, îl șterg pe haina lui și mă depărtez încet, ascultând noaptea coborâtă în jurul meu, singur și pierdut în deșertul foamei. Am mers astfel până în zori. Când se lumină de-a binele, eram încă departe de fluviul, căruia mai trebuia poate să treacă 48 de ore până să-i văd cursul. Dar deocamdată ajunsesem la țărmul unui lac întins, aflat într-un ținut jos, așa cum le dă naștere de cele mai multe ori fluviilor din Asia Centrală, departe de albia lor. În jurul îmi cresc plante pipernicite și triste, au înfățișarea unor alge putrede.
Câțiva arbuști au prins să se dezvolte aici colo. La nord văd un fel de vale brăzdată în mijloc. Aceste dealuri și valea transversală mi-arată locul unde, după instrucțiunile mele secrete, trebuia să zacă aproape de suprafața pământului petrolul divin, în căutarea căruia am venit până aici. Găsesc cu ușurință un adăpost. Între doi copaci se află o groapă adăpostită spre răsărit de un povărniș. Iar trebuie cuiva să fie la 10 pași ca să mă vadă. Am căzut pe gânduri. Aventura începe să fie din ce în ce mai primejdioasă. Știu că americanii mei sunt obișnuiți să nu țină socoteala de numărul vieților omenești ce le-ar costa o afacere. Dacă îi mai revăd vreodată, cu siguranță că o să treacă prețul întâiei mele expediții la contul de profit și pierdere și mă vor însărcina cu o altă misiune. Socotind pe bună dreptate că nu este om mai prudent decât acela care s-a fript odată. Dar așteptând, nu văd deloc cum aș putea să mai reîntâlnesc lumea civilizată. Fără îndoială, năvălitorii de azi noapte n-au habar de dispariția și mai ales de existența mea. În acest caz nu mă vor căuta, dar asta mă întristează mai puțin decât faptul dacă voi fi în stare să ajung singur până la Chiva, unicul oraș destul de mare ca să asigure unui european hărțuit liniștea și adăpostul. Rămân în groapa mea încrezător în providență și totuși cu gândul în mare cumpănă. Nu sunt însă nici atât de îngrijorat cum ar cere rațiunea și caut să primesc neprevăzutul cu ușurința unui filozof. Ziua se scurge în liniște, din când în când mă ridic din ascunzișul meu și scrutez orizontul, mereu mut și pustiu. Nu mi-e foame, dar va trebui totuși să mănânc. Ce și cum? Îmi fac inventarul. Am chibrituri, ceva de mare preț aici. Am de asemenea cu mine un minunat cuțit turcoman, încrustat cu firicele de aur în oțelul albastru. Negreșit că era un om de seamă individul căruia i-am făcut să-i piară gustul de pâine. Deodată mă hotărăsc să caut hrană în lacul din preajma mea. Poate aș găsi niscaiva pești. Mă apropii uitând orice prudență. Dar cum să pescuiesc? În aceeași clipă, la vreo 100 de pași de mine, zăresc o gazelă ce se apropie sfioasă să bea. Animalul m-a văzut. Stau nemișcat pe gânduri timp de 20 de minute. Apoi, fără să mai preget, scot revolverul. A sosit timpul să verific dacă îndemnarea mi-a rămas tot așa de bună. Trac. Descărcătura răsună zgomotos și ecoul ei se împrăștie pe întinderea lacului. Animalul a făcut un fel de salt, apoi s-a prăbușit la pământ. L-am ucis. De asta dată trebuie să caut sistemele de a face foc ale stămoșului Robinson. Îmbunătățesc victima și adun ramuri uscate în fundul gropii care mi-a servit de pat. Am fript o bucată de gazelă. Adevărul mă silește să mărturisesc că mâncarea n-a fost prea de soi, mai ales nesărată. Apoi, scoțând busola din buzunar, caut direcția orașului Chiva. Și iată-mă pornind din nou la drum. Am mers toată după amiaza. Am dormit pe o movilă în vecinătatea altui lac, iar a doua zi dimineață, luând ultimele resturi afumate din gazelă, mă îndrept spre Chiva. Noptându-se, m-am culcat într-un colț făcut parc anume. Era rămășița unei oarecare vieți dispărute de veacuri. Ai fi zis trei pereți ai unei case împrejurul căruia vântul adunase mormane uriașe de nisip. Fericit de aflarea acestei locuințe arhaice, am adormit în curând. Niște lovituri zdravene peste picioare și în spate mă treziră din somn. Deschid ochii înainte de a pricepe ceva. Lecați-l bine, am auzit eu pe cineva în arabă. În fața mea, o torță aprinsă, lumina mutrele câtorva turcomani. Petrecându-mi frânghii de jur împrejurul corpului, făcuseră din mine un pachet. Fusese împrins. Închisorile emirului Seid Mamet Rahim. Împachetat într-o bucată de pânză, strâns legată la ambele capete, m-au pus astfel într-un fel de coș pe spinarea unui cal. În partea opusă, într-un alt coș paralel și făcând echilibru, se lăfăia un copil însărcinat să conducă animalul cu această povară. Apoi ceata se puse în mișcare.
În situația în care mă aflam, nu puteam fi o primejdie pentru răbitorii mei. După vreo 2 ceasuri de mers neîntrerupt, nu mai simțeam nici picioarele, nici corpul, și calvarul acesta a ținut toată ziua. Nu se înnoptase încă bine și tâlharii se opriră, scoțându-mă afară din coș, se îndurară să mă întindă pe pământ. După ce au înălțat corturile, m-au dus în cel din mijloc, unde m-am găsit în fața căpeteniei. Era un bărbat puțin bărbos, tipul curat al iranianului, cu ochii fix și aerul pe atât de copilăros pe cât de crud. Purta o căciulă înaltă de astrahan și 2 sau 3 halate de mătase, iar peste ele o blană de vulpe imaculată. Mâinile ei foarte îngrijite se odihneau pe genunchi și luai seamă cu acest prilej că aveau unghiile lăcuite cu roșu. 2 inele cu briliante îi împodobeau degetele mici. Ești rus?" mă întrebă el. Răspunse ei rece. Nu, sunt francez." Închise ploapele vreme de câteva minute. Francez, cum se numește emirul tău?" M-am silit să-i satisfac curiozitatea, fără îndoială că ținea cu orice chip să mă uimească prin știința lui, deoarece se apucă să-mi vorbească rând pe rând despre toți șefii de stat ai timpului. Mi-era silă de această discuție internațională în care eu jucam rolul jalnic al interlocutorului ce nu putea să miște nici măcar un deget. Astfel că eu spusei fără înconjur. El mă întrerupse cu aceeași voce domoală. Să nu-ți fie teamă că te vei plictisi prea multă vreme. În 3 zile, adică de cum se vor sfârși ceremoniile și încercările de rigoare, vei fi executat. Întrebai, ce fel de ceremonii, ce fel de încercări? La care, cu un aer plin de noblețe, am răspunse, servitorul meu, Neser Bey, îți va da toate deslușirile. Ce am făcut de vrei să mă supui unui tratament neomenos? Află că țara mea nu va îngădui să se înfăptuiască vreo nelegiuire fără să-ți dea pedepsa cuvenită. Emirul mă privi țintă fără să răspundă. Am continuat. În țara mea sunt un personaj de seamă și te asigur că tu și oamenii tăi veți avea aceea soartă cu care mă ameninți pe mine. El făcu un semn. Câțiva inși se apropiară să mă ia, ducându-mă de acolo. Încă nu știam în ce mâini căzusem. Puțin după aceea mi se desfăcură legăturile. Mi se dădu de mâncare, apoi de băut. A doua zi reîncepură marșul întrerupt în ajun. Din nou m-am așezat în coș, dar de asta dată mă strânseră ceva mai slab. Sufeream mai puțin. A treia zi, pe la ceasurile 5 seara, m-au scos din închisoarea mea ambulantă în mijlocul unei piețe, într-un sat plin de turcomani vorbăreți și gâlcevitori. Avusei timp să văd un turn ciudat, subțire, ziduri groase și crenelate, ca ale unei fortărețe, străzi întortocheate pe la răscrucile cărora oameni păduchioși cu ochii pe jumătate închiși așteptau nu știu ce, poate chiar judecata de apoi. Mă duseră în sfârșit până la turnul ridicat la marginea satului, după ce fui azvârlit într-o pivniță întunecoasă. Aveam picioarele dezlegate, nu însă și mâinile. Mi-am închipuit că aici, ca și odinioară la Buhara, se executau condamnații aruncându-i din înălțimea acestui edificiu. Atât de plăcut. De bună seamă, când ajungea la pământ, călătorul acesta nu mai avea decât o șansă foarte mică de a rămâne în picioare, ca să salute cinstita societate. În seara aceea am mâncat și băut din belșug. Apoi mă lăsară singur, cu gândurile mele. Noaptea fusese mai chinuitoare decât în mijlocul deșertului, deoarece tot soiul de animale și insecte spurcate mișunau în continuața ce mă adăpostea, întrecându-se fiecare să-mi facă vizite interesante. Ceea ce mi se părea mai straniu era că nu știam numele acestui sat lipsit de pe hărțile mele. A doua zi căpătai toate deslușirile. Era aproape de amiază când 6 paznici înarmați până în dinți veniră să mă caute și după ce m-au împachetat ca întâia oară, porniră cu mine, atârnat de o prăjină. Când am ieșit din învelișul meu, mă aflam în grădina unui palat în stil persan. Ziduri înalte îl mărgineau peste tot locul, copaci superbi și numeroși, de asemenea o bijuterie de pavilion mic, în stil franțuzesc, cu 2 etaje și terasă. Se afla în stânga mea. Fațada avea un ornament din cărămizi smălțuite, cu desene aproape armonioase.
în dreapta, între patru copaci impunători, care îi serveau de unghiuri, un bazin pătrat, tivit cu plăci de un albastru orbitor, răsfrângea bolta cerului. Un uriaș picior de lampă trona în mijlocul apei. Vreo 6 inși cu înfățișare de tâlhari dădeau târcoale prin jurul meu, fioroși, sub căciulilor înalte de blană de berbec negru. După ce mi-au desfăcut legăturile, mă lăsară în seama acelei gărzi pe care o completa un întreg regiment, deoarece văzusem o adunare de oameni masați în dărătul arborilor și pavilionului. Oare ce gândureau cu mine? În sfârșit, cei 6 inși mă luară cu ei, ducându-mă într-o căsuță. Acolo șeful lor cu care mai vorbisem mă aștepta șezând pe un fel de tron gotic. 3 bărbați în veșminte pompoase stăteau ceva mai jos. Fără îndoială sunt asesorii acestui tribunal extravagant, care după cum bănuiesc s-a întrunit să mă judece. Sunt așezat în fața grupului, apoi un personaj îmbrăcat în veșminte de mătase violetă se ridică în mână cu o hârtie și începe să citească. De asta dată am înțeles, grefierul se exprima în limba arabă. Trebuie să îi se fi spus personajului principal, care se numește emirul Seyyid Mahmed Rahim, coborător sigur din profet, că în țările civilizate judecata se face după anumite forme speciale, care îi dă o strălucire deosebită. E ca și cum i s-ar fi oferit acestui emir un aparat de cinematograf sau un automobil. Pe semne a simțit nevoia ca și el să funcționeze acest organism politic, întocmai ca în Europa. Dar pentru asta trebuie neapărat să aibă și un acuzat vrednic de ceremonial. Nu mai încape îndoială că eu sunt personajul ursit să încerce cât de ideal funcționează justiția turcomană, după ultimele uzoanțe ale popoarelor din Apus. Cu toate acestea, asasinarea în bloc a membrilor unei expediții nu e lucru de glumă, chiar pentru un potent din Asia Centrală. Asta trebuie să o știe. Ce să-i spun? Dar după 10 minute de explicații pe care îi le dă grefierul, am înțeles despre ce e vorba. Am înaintea mea un mic și prea puțin însemnat han pe care buharii din Buhara și turcomanii din Merv caută să-l influențeze rând pe rând. La drept vorbind, nu mai au putere la ademenit. Cea rusească. Ori rușii, care neîndoios sunt oameni foarte iscusiți și au făcut socoteala că englezii și americanii vor organiza misiuni de cercetare, în scopul de a examina și sonda acest teren. Așa ceva nu le convine, iar pe de altă parte le este cu neputință să păzească toate deșerturile cu trupe. Prin urmare, au căutat să nimicească, fără să-și murdărească mâinile, toate expedițiile străine. Combinația lor, pe cât e de vicleană, pe atât e de folositoare. Au dat mână liberă triburilor de tâlhari ca să stârpească pe toți europenii aventurați pe acolo și le-au făgăduit absorbirea de orice pedeapsă. Ceva mai mult, ca să îi fanatizeze în ultimul grad pe acești oameni, le-au strecurat în minte tot soiul de lucruri absurde, însă alese cu multă dibăcie. Între altele, suntem socotiți drept dușmani ai adevăraților credincioși și ai islamului. După spusele grefierului, ar fi a treia misiune străină pe care o nimicea emirul Seyyid Mahmed Rahim din Iachila. În timpul acesta, omul care enumăra crimele mele a isprăvit. Îl văd că se așează jos. Atunci emirul mă întreabă: acuzat, cum te numești? Îi răspund corect, veselit fără să vreau de această comedie. Ai auzit învinuirea ce ți s-a adus? Spune-mi acum ce crezi că vei avea de răspuns. Începui să vorbesc cu îngânfarea orientalului, calificându-l pe emir cu toate numele trebuitoare: victorios, lumina lui Allah și mii de alte porecle, iar în cele din urmă ținui să-i spun cu tot din adinsul că nu eram la de fel dușmanul religiei mahomedane. Făcui întreg raport asupra scopului ce-l urmărea expediția de sub comanda mea: căutarea zăcămintelor de petrol. Exploatarea le privea pe statele mari, care la rândul le asigurau bogăția și fericirea locuitorilor băștinași în ziua când această industrie ar funcționa.
Ceea ce spui tu e foarte frumos, mă întrerupse Emirul, însă noi am fost înștiințați că te pricep de minune să te dezvinovățești și că vorbele tale sunt măgulitoare. În realitate, tu voiai trei lucruri. Să găsești minele de pietre prețioase care se află din belșug pe aici și numai noi le cunoaștem ascunzătoarele și să ne lipsești de ele. Apoi să ne faci tot soiul de neajunsuri și, în sfârșit, prejudiciezi interesele emirilor prieteni cu noi din Rusia cea mare. Aci alunecarăm într-o discuție care amenința să nu se mai sfârșească, dacă emirul meu n-ar fi început să simtă oarecare plictiseală. Nu toată lumea are spirit de judecător profesionist. Răbdarea și dorința acestuia de a face dreptate după regulile codului. Seid Mahmet Rahim, a cărui justiție era un fel de carnaval favorit, se săturase. Se prefăcu că își consultă asesorii și întinse grefierului o hârtie pe care acesta se grăbi să o citească cu glas tare. Eram condamnat la moarte. După ce mi se citi sentința, emirul se sculă și cu un aer prietenos îmi spune: am socotit că este de prisos să se mai organizeze în statele mele, așa cum e în Europa, un sistem de apel sau recurs, care ar putea avea drept urmare să distrugă ceea ce face justiția. Dar dacă o sânda pronunțată aici definitivă, află că trebuie să o aștepți fără să te chinuiești. Vei fi aruncat din vârful turnului pe care l-ai văzut, astfel că vei muri de îndată ce ai ajuns la pământ. Totuși, dacă vrei, poți să recurgi la încercare. Dar în acest caz, dacă dai greș, vei fi tras în țeapă. Am rostit cu un aer semeț: nu știu ce înseamnă încercarea voastră. El urmă: hai să vezi numai decât. Grefierul se ridică din nou și spuse, cântărindu-și frazele: acel care prin înalta înțelepciune a divinului nostru emir, ochiul lui Dumnezeu pe pământ, Seid Mahmet Rahim, victoriosul, va fi condamnat la zvârlirea din turn, poate să facă apel la cele trei încercări. Adică mărinimosul Seid Mehmet Rahim îi va arăta câteva din femeile sale, devenite astfel arbitrele destinului lui. Dacă una din ele consimte să-l ia de soț, el va fi liber numai decât. Dacă însă toate îl refuză, pentru motivul că nu-l cunosc destul de bine, li se îngăduie să petreacă un ceas cu el. În acest caz, când se împlinește ora, femeile vor spune, fiecare la rândul ei, dacă îl acceptă ca bărbat. Iar dacă în sfârșit te refuza și după aceste încercări, condamnatul va fi tras în țeapă în piața Cataminar, ursit astfel să sufere până la capăt. Grefierul se așeză la loc. Primești să fii supus încercărilor? Mă întrebă emirul din nou. Primesc, am răspuns eu cu demnitate. Atunci toată adunarea se sculă și ieși. Paznicii se apropiară de mine și începură să mă lege iarăși. Era cât pe ce să mă împotrivesc, dar văzusem în dreapta și în stânga două cuțite enorme, gata, dacă făceam vreo mișcare, să mă scutească de țeapă. De asta dată nu mai încăpea nici urmă de îndoială. Oamenii aceștia fusese atât de bine ațățați de ruși, încât ei țineau numai spre folosul prietenilor sovietici să curețe Asia Centrală de toți exploratorii europeni. În timpul acesta mi-adunam gândurile. De acum, amenințarea ce apăsa asupra mea nu mai lăsa nicio nădejde de scăpare. Căsătoria. Cunoșteam prea bine mintea înapoiată a acestor fiice ale Asiei ca să mă mai amăcesc cu presupunerea că vreuna din ele ar putea fi ispitită de flecărările mele. Era mai nimerit să mă gândesc la un mijloc de evadare. Aveam câteva monede de aur ascunse la mine în haine. Poate vreun temnicer? În sfârșit, nu mai era cazul să iau această aventură în glumă. Viața mea a turnat de un fir la marginea unei prăpăstii de unde nimeni nu se mai urcă la suprafață. Deodată, unul din paznici îmi făcut semn să înaintez spre ușa din față, pe unde se eclipsase tribunalul adineaur. Mă îndreptai într-acolo și cu brațele legate la spate, pătrunsei singur în a doua încăpere a pavilionului. Ajuns în prag, uimirea mea nu mai cunoscu margini. Mă aflam în fața a două șiruri de femei îmbrăcate în șalvari de pânză groasă, care le ascundeau formele. Fețele lor erau ascunse de un fel de batic, care lăsau numai ochii liberi. Nu vedeam deci decât ochii.
A țintit asupra-mi cu multă curiozitate. Ciudățenia acestei priveliști mă îngheță. Iscodam toate acele chipuri mute și ascunse, cu o stăruință nemai încercată până atunci. Ochi, nimic altceva decât ochi. Trupurile și măștile rămâneau de nepătruns și niciuna nu clipea măcar. 40 de perechi de pupile se agățau de corpul meu, de figura mea palidă, mai știu eu ce găsiseră de privit aceste femei la mine? Scena se prelungea aproape o jumătate de oră. Nu m-am aflat în viața mea într-o încurcătură mai nesuferită ca aceasta. Niciodată n-am fost atât de sătul, atât de prăpădit și învins ca în fața acestor forme învăluite și neînțelese pe care le știam că sunt femei, trupuri de femei cântărind în clipele de atunci nu ceea ce aș putea prețui eu ca protector, ca tovarăș de viață, ca un îndrumător în existența lor sau ca stăpân, ci numai ca bărbat. De bună seamă, grișa lor nu mergea mai departe de gândul că astăzi le era dat să guste, fără nicio primejdie, o îmbrățișare nouă. Dezmierdări nebănuite despre care femeile vorbesc apoi între ele, arătându-le caracteristicile fără pic de rușine. Se sfătuia acum care dintre dânsele trebuia să încerce acum procedura plăcerii unui bărbat din Occident. În sfârșit, din rândul întâi al soțiilor lui Seit Mamet Rahim, o voce limpede rosti în franțuzește. Pleacă! Înfuriat și totodată tulburat peste fire, mă întorsei să fug. Paznicii însă mă apucară din nou. Scoțându-mă afară, ei mă așezară pe lespezile ce mărgineau bazinul. După un răstimp de 10 minute, grefierul se ivi, ieșind din pavilion, venit de-a dreptul spre mine și ploconindu-se grăi. Vino să-ți spun ce anume s-a hotărât la adunarea femeilor alteței sale seranisme, Seit Mamet Rahim. Vorbește, răspunse eu rece. Noul venit era fără îndoială neserbei. Văd că nu prea te bucuri, începu el cu o bunăvoință prefăcută, dar poate că ai dreptate. Sângele îmi clocotea în vine. Aveam să fiu azvârlit din înălțimea turnului sau puteam încerca să cuceresc o femeie? Grefierul mă întrebă cu glas șoptit. De ce ți-ai luat o înfățișare atât de mândră? Vezi, asta ți-a fost în dezavantaj. În gândul meu îmi ziceam, așadar nicio femeie nu m-a plăcut, dar n-am tipul de frumusețe care să le încânte. Neserbei urma, aș fi dorit să te văd scăpat. Cunosc firea complicată a asiaticilor, mă încredințai de-a binele acum că în această privință nu mai era nicio nădejde. Îi strigai cu aspirimă. Du-mă la închisoare și spune-i stăpânului tău că nu-mi pasă de moarte. Arabul mă privi nedumerit. Nu, nu te voi duce la închisoare. Vei intra în camera unde anume pregătită pentru încercări. Noaptea aceasta vei avea 3 femei și sarcina de a le satisface. Niciuna nu s-a gândit să te placă, fără să te încerce, așa că silește să o mulțumești pe cea din tâi, fiindcă ea mai cu o seamă poate să te salveze. Apoi aruncându-mi o căutătură piezișă, ia seama că trebuie să petreci un ceas cu fiecare. Prin urmare, nu te grăbi. Și plecă. 4. Încercarea 1. Blonda. Când grefierul tribunalului m-a părăsit, am stat să cumpănesc o clipă ironia adâncă a situației mele. S-a mai aflat vreodată un bărbat într-un astfel de impas? Iată-mă deci nevoit să mă unesc cu 3 femei din Turkestan, despre care nu știam de adminteri căci popoarele acestea sunt întrecute în șiretenie, dacă aveau cea mai mică dorință să mă scape, sau dacă ele nu se pretau unui joc car nou și caragios în care numai moartea mea era unica siguranță. Dar sunt un om chipzuit. În fața acestei peripeții fără seamă, se cuvenea să mă port ca și cum femeile erau sincere și chiar ca și cum ele ar fi avut intenția vădită de a face să fiu pus în libertate. Cu o calitate nouă de soț în cazul că nu le-aș și satisfăcut. După obsesiile călătoriei ce au făcuse în legat într-un coș cu trupul chinuit de amorțeală și durere, voi mai fi cumva în măsură să fac pe îndrăgostitul așa cum se cuvenea? Aceste femei asiatice așteptau din partea-mi dezmierdări galante, numeroase și clocotitoare, în felul spaniolilor, gesturi romanțioase de curtezan
sau practici noi și necunoscute până acum? Întrebarea avea o importanță de mare preț. Din trei corpuri ce mi se ofereau să le satisfac, nu era îngăduit să mă înșel decât o dată și poate chiar de două ori, însă nu mai mult. Când zic să mă înșel, vreau să exprim ideea că fiecare dintre eroine, așteptând ceva de la mine, se cădea să ghicesc ce anume, ca să-i dau, atât cât ar fi fost cu putință satisfacție. Totuși, voi fi în stare să ghicesc? Cam acestea erau gândurile ce mi se învârteau în cap pe când 20 de paznici înarmați și cu mutre de războinici mă contemplau acru, așezați unul lângă altul pe brul de cărămizi albastre al bazinului. Ce tragicomedie! Ce vodevil! Întrezăream folosul ce l-aș fi putut trage dintr-o asemenea situație directorul unui music hall parizian. Iată un pretext minunat pentru defilarea atâtor femei goale. Un adevărat triumf pentru oricare pictor pătruns de arta persoană. 500 de reprezentații cu casa închisă, numai muzica să fie bună. Dar în momentul acela nu era deloc vorba de teatru și nici de decorurile multicolore, care să arate criticilor cât era de rafinată arta buhară. Și nici nu era cu minte să glumesc pe seama acelei amenințări de moarte ce apăsa asupra mea. Oricum, și în ciuda aparențelor, nu mă puteam obișnui să-mi iau condamnarea în serios. Și cu toate acestea era, nu mai încăpea nicio urmă de îndoială. Nimeni nu cunoștea sufletul femeii arabe. Ea trăiește într-o lume străină a europenilor, într-un întuneric înspăimântător care totuși, precum am aflat, e departe de a întuneca și inteligența. Se spune că e înzestrată cu multă pătrundere și cu o viclenie grozav de rafinată. Citisem în tinerețe și chiar aveam acasă la Paris câteva cărți de care regretam acum că nu mă mai folosisem odinioară. Așa, de pildă, este frumoasa grădina parfumată a șeicului Neftanzani. Această artă a iubirii la arab figurează în biblioteca mea, mai ales din pricina acuarelelor cu care un prieten drag a înfrumusețat marginile neobișnuit de mari ale ediției mele, decât pentru calitatea ei de document prețios în privința dragostei și prin urmare a femeii arabe. Am fost nedrept disprețuindu-i competenta atât de folositoare. Încercai să-mi adun amintirile, deoarece știam că citisem acest volum. Ori erau acolo o sumedenie de sfaturi delicate și prețioase, a căror citire în clipele de acum mi-ar fi fost o binefacere netăgăduită. Afli ceea ce dorește în dragoste femeia musulmană. Se spune cum poate să o miște dezmierdările unui bărbat. Se dezvăluie drăgălășeniile ce pregătesc drumul ultimelor atacuri, acii numite ultimele complimente. Se dau pe față cele mai felurite meșteșuguri, dacă pot spune astfel, ale amantului din Asia. Vai, toate acestea nu mi-au rămas în minte cât uși de puțin. Numai anumite istorioare de literatură curioasă, presărate cu un cinism naiv și totodată poetic, mai răsăreau din umbra gândurilor mele. Dar ce sfat folositor să trag din ele? Poate că m-ar fi ajutat și faimoasele tratate erotice, întocmite de câțiva învățați indieni. Am o colecție destul de bogată. Cum dracu de m-am ocupat odinioară de lectura anecdotelor, în loc să prețuiesc aceste scrieri deopotrivă cu un manual de mineralogie. Ah, aș putea să îmbogățesc cu documente inedite și senzaționale o teorie nouă a științei. Chiar o formulam în chipul următor. Nu există știință inutilă și nicio învățătură perimată. Un bărbat trebuie să învețe totul. Fizica lui Varon și zoologia lui Plinio își găsesc întrebuințare și astăzi. Dar toate aceste reflexii, țesute din dulci ironii, mulțumită cărora puteam să îndur o realitate și crudă și caragioasă, nu schimbau faptele într-un nimic. Netăgăduit, peste câteva clipe, urma să mă aflu în prezența unei ființe de alt sex. Trebuia să dau acelui corp, acelui suflet, o calitate sau o cantitate superioară de emoții, pentru ca altfel femeia să mă păstreze de bărbat. Dacă nu reușeam, venea rândul alteia, care să-mi dea prilejul să-mi încerc norocul. În sfârșit, în cazul când primele două iubite ar refuza
viitoarele mea alintări drăgăstoase, fără îndoială că cea de-a treia avea să fie cântecul meu de lepădă. Dar dacă una din aceste favorite ale emirului consimte să-și unească viața cu a mea, ce se va întâmpla pe urmă? Mă întrebam în batjocură. Aveam să fiu dedicat la vreo demnitate nevăluită alături de căpetenia acestor tâlhari? Sau va trebui să muncesc de acum încolo din greu, supus la cine știe ce cazne sub privirea uzbecilor câinoși? Puteam să mă nădăjduiesc că voi ajunge vreodată la Chiva sau la Mero să mă adăpostez la umbra ocrotitoare a vreunei emisiuni diplomatice? Atâtea enigme printre care rătăceam tocmai ca Edip prin galeriile cu sfinși. Timpul trecea, înserarea împurpurase atmosfera, strecurându-și adierile prin vârfurile copacilor. Cute mici înfiorau apele bazinului, al cărui fund de piatră se deslușea limpede de tot. Nici un murmur, nici o șoaptă nu pornea dinspre pavilionul emirului Said Mamet Rahim. În jurul meu, încruntați sub căciurile lor uriașe și lănoase, soldații sau polițiștii micului suveran umblau tăcuți ca niște umbre, cu iatacanele pe jumătate trase din teacă și cu privirile acelea pezișe care condamna la apel. Încet, încet, întunericul năpădi grădina. Zidurile împrăjmuitoare păreau că se topesc în atmosferă și în sfârșit începui să mai credă în mijlocul unei grădini nemăsurate, plină numai de parfumuri, de verdeață îmbelșugată și amintiri pierdute în noaptea timpurilor, favoritele fiului Genghis Khan sau lui Timur cel Șchiop, fiice ale haremurilor sângeroase, regine din 1001 de nopți, sclave din scrisorile persane. Toate veneau parcă spre mine, odată cu armonia negrăită a serii, în vreme ce păzitorii supliciului meu se apropiau cu căutări de antropofagi. Și clipele se scurgeau, prefăcându-se în ceasuri. În curând se înnoptă de-a binelea. De jur împrejurul meu nu licărea nici urmă de lumină. Pierdut în mijlocul întunericimii, puteam să mă cred chiar liber. Gustam cu un fel de nesaț dureros amărăciunea poetizată a acestei liniști, născută din umbră și din moarte și pândind-o luarea minte să nu-i scape prada așteptată. O adiere șăgalnică de vânt, asemenea degetelor sfioase ale unui copil înfiora apa din apropiere, stârnind pe luciul ei cute de mătase. În spate, parcă simțeam respirația greoaie a oamenilor ce aveau să moară mâine în țeapă, dacă le scăpam din mână și care știau aceasta. Ei veghează asupra mea, tot astfel cum mama pândește gesturile cele mai mici ale copilului drag. Dar iată că se aude zgomot dinspre pavilion. Două ferestre s-au deschis larg în lături, apoi glasuri râsete. Un om aleargă în goană purtând o prăjină lungă în vârful căreia arde o torță. Atunci din pavilion iese încă o dată Nesel Bey, grefierul tribunalului meu, pe semne că tot el comandă și cu prilejurile execuțiilor. Ar trebui să spunem mirului că aceasta e un fel de acumulare de funcții. În Europa, călăul e un ins disprețuit și vrednic de dispreț, dar cu o aureolă înspăimântătoare, care oricum îi dă altă înfățișare decât aceea unui grefier. În sfârșit, nu puteam decât să-i recunosc lui Said Mamet Rahim dorința înveterată de a cultiva frumoasele obiceiuri juridice ale aristocrației robei într-o țară nepregătită încă pentru binefacerile ei. Dar n-am putea pretinde ca el să realizeze dintr-o dată perfecțiunea unui parlament de regim vechi, cu toate secretele și tradițiile lui. Într-un cuvânt, se cuvine să respectăm orice bunăvoință, înaintea reușitei. Grefierul e în fața mea, nu vorbește cu un respect bătător la ochi. Ghicesc că timp de un ceas am să fiu ridicat la rangul unui soț supranumerar al unei neveste de emir, ba poate chiar al mai multora. Asta nu face decât să-mi înalțe prestigiul ce cam începuse să se clatine. Urmează-mă, te rogăm, zice Nesel Bey. Pornesc pe urmele lui. Mă conduce până în sala unde fusese judecat. Intrând acolo, el poruncește la doi din paznicii care ne însoțeau să-mi desfacă legăturile. Iată-mă cu brațele libere. Apoi fac semn celor doi păzitori să dispară.
închide ușa și rămâne singur cu mine. Mă privește serios. Ești gata? Da. Atunci ascultă-mă și cugetă bine, căci povețele mele sunt pentru tine chestii de viață și de moarte. Te ascult. Am făcut toate pregătirile pentru noaptea ta. Femeia, Allah să reverse asupra ei toate fericirile, zic, femeia pe care o vei primi întâia oară, e tocmai ființa ce îmi pare mai bine dispusă să te ia de bărbat. În vinele ei curge sânge european. Dacă te acceptă, când s-a încheiat ceasul, te vei duce cu ea într-un loc anume ales. Paznicii te vor însoți. Odată ce vei fi trecut pragul, ești liber. În caz că te refuză, te vom înștiința, urmând astfel ca să vină a doua. Același lucru pentru a treia. Dacă nu te ia niciuna, emirul va da ordin numai decât pentru pregătirea țepei și supliciul tău va începe după un ceas, la lumina făcliilor. Încă ceva, de care trebuie să țin seama neapărat. Cea mai frumoasă este a doua. Nu uita și spune eu cât mai mult. Înțeleg că sfaturile acestui om îmi arată drumul bun, care îmi va sluji. Fac un semn de aprobare. Ca să poți ține piept tuturor încercărilor, căci numai Dumnezeu știe dacă nu vei avea nevoie de toată vigoarea ta, cruță-ți forțele la început și la nevoie simulează plăcerea. Te înțeleg, răspund eu. Uite, primește din partea mea cutiuța aceasta. E un afrodisiac puternic. Nu-l vei mesteca în gură decât la femeia a doua sau la cea din urmă, dacă cumva ți-e teamă că nu vei putea împlini dorințele. Și îmi dă două cutiuță cu o jumătate de duzină de pastile moi și cleoase. Carahatul locum. Fii prudent, mai zise grefierul. Vorbește puțin și nu te teme să minți cât mai mult. Voi face tocmai cum mă sfătuiești. Apoi adaug. Nu mi-ai putea îngădui să fac o baie ca să-mi dezmorțez membrele martirizate de atâta împachetări și legări? Da, pot. Îmi vei da și să mănânc? Negreșit, dar făgăduiește-mi să-ți aduci aminte de mine, dacă într-o zi te vei întoarce în patria ta. Îți jur. Știi că și eu sunt din sângele profetului? Dacă printre atâția inși răpuși din ordinul emirului nostru s-ar fi întâmplat să scape câțiva prieteni care să-i facă și lui un neajuns, află că eu aș comanda aici, mai bine decât toți acei care s-au perindat pe la noi. Ghicesc că vicleanul turcmen se gândește la răzbunarea misiunilor asasinate, de aceea își pune candidatura la funcțiile regale. Mă plec și îi spun în șoaptă. Știu că va veni și rândul tău. Aceste vorbe enigmatice îl mulțumesc. El bate de trei ori din palme. Patru paznici intră grăbiți și la o poruncă a lui mă duc până la bazinul ce l-am visat. Îmi arunc îmbrăcămintea și mă cufund în apă. Vreme de câteva minute mă bucur de binefacerile apei proaspete, ce mă cuprind cu mii de fiori. Oboseala dispare repede. Când ies, mi se întinde un ștergar cu care mă usuc și apoi îmi iau hainele. Haide acum să mănânci ceva, zice neserpei, care m-a așteptat. Îl urmez. Intrăm în pavilion prin ușa din față și mă trezesc înaintea unui samovar, alături de care se află o ceașcă, dulcețuri și prăjituri întinse pe o farfurie cizelată. Ca hrană poate nu-i destul de întremătoare, dar sunt flămând și dau cinstea cuvenită prăjiturilor, mai mult decât mediocre. Beau un fel de ceai necunoscut, de altfel cu gust plăcut, și mă declar încântat de masă. Haide, îmi zice omul cu o sclipire și rată din ochi. Îl urmez. În odaia de alături se află o scară sculptată în stil arab ce duce la etajul de deasupra. Poți să te duci. Mă urc pe scară. El nu mă însoțește. Când ajung sus, îl mai aud strigându-mi. Intră. Deschid ușa din față și pătrund într-o încăpere pătrată. N-am vreme să privesc mai bine în jur că ușa s-a și închis. Vreau să o deschid încă o dată ca să mai aud cuvintele atât de prețioase ale călăuzei mele. Zadarnic. Sunt în camera încercărilor. De-a lungul la doi din pereți erau rânduite șiruri de lavițe, iar lipit de al treilea un pat încăpător și scund, acoperit cu blănuri. Tronează scăldat în lumina dulce a două lămpi de modă veche. Al patrulea perete al odăii sprijină o masă cu două scaune găioaie. Pe masă un uncior de smalț verde, o farfurie și două cești la fel. Am să scot docul și am să gust din conținut. Trebuie să fie apă curată.
Pe jos un covor moale și multicolor se așterne în chip plăcut. Plafonul e decorat cu pătrățele numeroase în arabescuri smolțuite. Nici o fereastră, însă la nivelul plafonului se văd câteva găuri de pânghelare ce nu pot fi ajunse și care aerisesc încăperea. Mi-e sete, mă folosesc de lichidul aflat în ulcior. Nu e apă, sper însă că nicio travă. Oricum mi-am potolit setea. Acum aștept, sunt singur, că într-un colț cam greu de ghicit mă pândesc cu ochii scorditori, ochi care nu mă vor părăsi toată noaptea. Dacă aș fi încredințat că nu mă vede nimeni, m-aș fi culcat pe pat. Ah, ce binefacere e Odina când ești lungit pe aceste blânuri. Dar de ce un instinct tainic îmi spune să rămân demn ca și cum aș fi într-o cameră europeană și trebuie să respect regulile civilizației? Trec așa vreo 10 minute. Nu aștept nimic, chiar nimic și de nicăieri. Într-un târziu îmi pare că aud tropotul unui cal sau ceva asemănător. Apoi zgomotul încetează. Se mai scurg 1-2 minute. Cât de enervantă și obositoare e această așteptare. Alăturea de pat, acolo unde n-aș fi bănuit niciodată că fusese o intrare, tăblia unei uși se înfige în întuneric. Nu văd nimic, însă mă scol din instinct. Aud un foșne de mătase ca țâșnit parcă din deschizătura ce se astupă fără zgomot. În urma ei se ivește o femeie învăluită în mătăsul strălucitoare. Cu chipul ascuns sub voală și ochi cu căutătura aspră. Săgetătoare ca ai unui bărbat întărtat de mânie. Pe umerii se răsfiră părul lung și bogat, de culoarea aurului. Iată așadar ființa pe care va trebui să o înduplec să mă ia de soț. Și mă gândesc că, în caz de nereușită, o țeapă mă așteaptă. Ne cercetăm cu privire la amândoi. Femeia cea frumoasă, așa mă închipuiam cel puțin, și eu. În cele din urmă fac un pas spre ea, apoi, fără să pronunț o vorbă, îi iau mâna și îi înfior degetele cu o sărutare. Dânsa mă privește fără încetare. De aproape, căutătura ei este crudă, aproape sălbatică. Îi îndur din greu potopul de săgeți usturătoare. Acum și-a retras mâna și se îndreaptă spre pat cu pasul hotărât. O urmez supus, voi măcit. Cât de era nevoie e să pătrunze aceste suflete depărtate. Fără îndoială, poate pentru că sunt o fire prea sfioasă. Numai un prost, aflându-se într-o situație ca a mea, nu s-ar simți șovăind în fața chiar a celui mai neînsemnat dintre acte. De asemenea, și femeia pare că stă în cumpănă. În sfârșit își leapă de vălul și pot să o privesc în voie. E frumoasă, totuși se observă urme pronunțate de o filire în colțurile gurii și în pomeții obrajilor. Masca e curat europenească. Un fel de amestec în care se întrec caracterele din sudul Franței și acele de prin insulele Mării Egee. E blondă, dar cu trăsături sculptate ale popoarelor de pe litoralul Mediteranei. Buze pline și arcuite, nasul drept, fruntea înaltă. Se simte admirată și simțământul meu estetic îi place, deoarece rămâne locului, nemișcată într-o atitudine destul de pretențioasă. Pare să mă întrebe. Cum vrei să mă vezi? De acum îmi pare îmblânzită și vorbesc în limba ei. Ești frumoasă ca nimeni alta și nu sunt vrednic de atâtea haruri. Fie-ți milă de admiratorul tău. Ea răspunde. Nu știi cum se admiră o femeie? Întrebarea mă pune pe gânduri. E o aluzie erotică și trebuie să sară în subsosiles cu violența unui satir sau ea visează un bărbat mai umil, o portare mai supusă. Nu știu și nu îndrăznesc să fac o alegere. Închipuindu-mi pe bună dreptate că orice greșeală sau stângăcie ar putea să-mi fie fatală. Murmur iară, pe același ton. Iar de, știam, toți bărbații sunteți la fel. Voi priviți femeia ca pe un lucru de nimic, cum vorbiți între voi. Dar îndată ce vă aflați înaintea unei ea singure, deveniți ai doma unor copii tremurând de frică și parcă bătuți. În sinea mea râd și eu. Dacă n-aș simți moartea atât de aproape, ți-aș spulbera această deșertăciune. Am avut femei pe care tu nici nu ai meritat să le desculți. Dar trebuie să păstrezi această atitudine lingușitoare cea mai nimerită deocamdată. În urmă, femeia scoate una din cele 7 sau 8 tunici ce o acoperă.
Urmăresc cum bucățile de mătase îi alunecă la picioare și se încolăcesc pe jos. În sfârșit o altă parte a costumului, apoi o a treia. La drept vorbind, nu m-aș pricepe cum se numesc toate acestea, dar se ivește cam așa. E de mătase albă, prinsă sub bărbie cu agrafă. O pafta se deschide apoi și ceea ce numim decolteu se desface până la cingătoare. Mânecele sunt neobișnuite largi, iar mijlocul e încins cu o fâșie albastră, tot de mătase. Iartă-mă, mireasa, în cămașul și pantaloni. Zău, e așa de elegantă această toaletă de femeie tătară sau turcmenă, dar îi lipsește intimitatea. Nu am curajul să ating cu mâna atâtea mătăsuri delicate, unduitoare și strălucitoare. Totuși, dacă memoria mă mai ajută, știu că și Iricul Nevzani îl sfătuiește pe îndrăgostit să nu lase femeia încărcată cu podoabele ei, deoarece iubirea levată-mă și ea nu iartă niciodată această jignire. Ce să fac? Timpul trece pe nesimțite. Dacă o las să se adâncească în pregătiri, în ce chip voi trezi în sufletul acestei femei blonde dorința de a deveni soțul ei? Mă aplec în genunchi înainte ei și desfac centura, a cărei cataramă e formată din două inele de aur filigranate. Ea nu se opune, așadar sunt pe drumul cel bun. Pantalonul cade ușor în josul picioarelor, fine goale, în papuși de piele roșie. Nu i-a mai rămas decât cămașa, care atârnă foarte jos, mai jos decât ar trebui. Dumnezeule, ce aer de licean încurcat resam! Ca și cum ar fi licee prin ținuturile acestea sălbatice, o cuprind drăgăstos de talie pe ființa căreia îi par un soț fără cusuri și caut să-i dovedesc printr-o înflăcărare prefăcută entuziasmul pasiunii mele. Nu merge, masca îi rămâne neclintită și chiar un zâmbet ușor îi încrățește buza de sus. În concluzie, n-am apucat-o pe drumul cel bun. Să trecem arma pe umărul celălalt. Mă ridic și ușor îi scot umerii trandafirii din cămașă, care acum alunecă la pământ. Iată goală. De asta dată mă simt parcă mai în largul meu. Depun o sărătoare pe sânul drept, apoi pe cel stâng. Amândoi sunt greoi și mult prea lăsați, însă curba lor e plăcută. Femeia nu se mișcă. Primește toate omagiile mele cu o nepăsare suverană. Totuși, răceala aceasta nu poate să mă descurajeze. Plimb ușor mâinile pe pielea ei cu duieșie, cu alintări de poet inspirat. De fapt, e sigur că această carne canonită de stofe și parfumuri, mereu cufundată în apă fragedă și strălucitare ca atleților greci, are o dulceață la pipuit uimitoare. Cea mai fină piele din Europa, alături de ea, trebuie să fie nesuferită. Zău, începe să fie ațățătoare această dezmierdare șagalnică și prelungită. Ea zice apăsat cu un gest de regină ofensată. Ești lepros? O privesc înlemnit. Atunci cu un alt gest de regină arată costumul meu de explorator. Nu cumva ți închipui că am venit aici să cunosc atingerea degetelor tale? Ah, iată prostia supremă care mă va face să o pierd pe această soție de emir. Voisem să o am goală, dar trebuia să însoțesc dorința mea cu o dezbrăcare paralelă. Găsesc în grabă răspunsul. Aflându-mă înainteaz, nu doresc altceva decât să te aud poruncindu-mi, să te ascult vorbindu-mi mereu așa. Mă voi dezbrăca. Ea răspunse în silă. Afară numai dacă ești diform sau prăbătit de slab. Îmi zic în sine. Vipera. Prin câteva mișcări repede și precise sunt la piele. Acum în fața acelui corp alb ca laptele, cu forme pline și curbe molatice, se înalță statuia de atlet occidental. Mușchii mei bine proporționați joacă sub învelișul pielii. Iubita mea viitoare mă măsoară din tăt până în creștet. Precum văd, nu ai niciun beteșug. În fraza aceasta a pus într-adins un gând pe care îl înțeleg destul de limpede. De acum iată femeia din tratatele arabe și persane despre arta iubirii. Știu ce a vrut să spună și, drept vorbind, nu sunt infirm, dar cu 3 minute înainte chiar fusese. Și dacă mi-ar fi venit în gând să mă dezbrac în același timp cu ea, i-ar fi părut mai puțin vrednic de disprețuit. Iată unde m-a dus neprevederea.
Simt în fiecare clipă că mă așteaptă primești din noi și că merg în echilibru pe lama unui brici. Știu că femeii arabe nu-i place goliciunea. Cel mult, asta e un articol de lege în romanele intime sau în confidențele călătorilor. Dar femeia din fața mea mi s-a spus că are sânge european în vine. Fără îndoială că amintindu-i aceasta ar fi un mijloc minunat de a o măguli. Îi șoptesc, ești mai dulce decât toate femeile din țara mea. Cursa a prins. Aproape că și eu sunt din țara ta. Cu 3 generații în urmă, strămoșul meu era un francez care a venit să se statornicească aici și s-a convertit. S-a însurat cu fica unui emir și eu îi semăn într-o câtva. O îmbrățișez. Nu mai sta în picioare. Vreau să te admir întinsă în pat. Ea se lungește supusă. O contemplu un minut. Când cineva ca mine te vede, nu mai visează să te iubească ce ar voi să fie tu însuți să se confunde cu tine, dar abia dacă îndrăznește să te atingă. În răspuns e îngăfată. O știu, dar eu în gând îmi zic, cine dracu ți-a spus o șopârlă înfumurată? Soție de emir, tu îl vezi o singură dată pe an. Nu l-ai auzit nici când lăudându-te ca mine. Deoarece atunci singura lui dorință este să-ți ceară o sforțare drăgăstoasă, care de obicei ți-e nesuferită și pe care o dai cu atenția, grijulia lucrătorului de fabrică. Dar bineînțeles păstrez reflexiile pentru mine însumi și vin de mă așez la picioarele ei. Lasă-mă să te sărut, iubita mea. Ea consimte cu o seninătate în care nu e nicio urmă de pasiune. Pentru asta am și venit. Vorbele acestea cad ca și cum aș fi primit o palmă din senin, în vreme ce mă plimbam pe bulevardele Parisului. Din nenorocire, femeile din Asia nu se pricep în prefăcătorii. Aceasta de lângă mine are atâta siguranță că este o capodoperă, încât măgulirile mele nu mișcă de fel. Dar a venit să afle ce m-aș pricepe să fac în calitate de îndrăgostit, destinat să cunoască toate finețele tainice ale Orientului. Mă hotărăsc într-o jumătate de secundă. Trebuie să o satisfac pe această îndrăgostită, dar să o fac fără nădejde și economisindu-mi puterile, așa că nu prea văd de ce aș fi vesel. E adevărat că de mai multe ori, când te temi mai grozav de un rău, îți dai seama că pășești chiar pe drumul drept. Viața e plină de nemulțumiri, dar și de succese, toate venite pe neașteptate. Poate că și acum când o socotesc a pierdut această cucerire, eu o am în mână, așa precum pescarul ține peștele în undița, din care el, zbătându-se, încearcă zadarnic să mai scape. Prin urmare, mă silesc să doresc plăcerea visată acestui corp voinic, ce își așteaptă mulțumire cu liniștea de care mă înfior. Mai întâi mă gândesc să am în vedere faptul psihologic dominant. Femeia aceasta ar fi venit să caute un ceas de plăcere în tovărășia unui condamnat la moarte, fiindcă așa ceva pentru dânsa e un prilej ușor și lipsit de neajunsuri, atingând un alt bărbat decât un emir. De iubit însă nu mă va iubi niciodată și mă prețuiește ca pe un fel de servitor și nimic mai mult. La început, vrând nevrând, cânt pe coarda nervilor acestei încântătoare blondine cu toată virtuozitatea mea pariziană, dar nu văd manifestându-se nicio emoție. De bună seamă, educația sau dragostea în Asia au dat sensibilității sale o formă cu care talentele mele nu se împacă. O văd ridicându-se într-un cot. Ai obosit? Ghicesc rostul frazei. De cât timp se află aici? Trebuie să pornesc la înfăptuirea operei celei mari. Îi spun, mi-ar trebui 1000 de ani să ador un corp ca al tău. Începe să râdă nervos. Credeam că voi ăștia occidentali vă pricepe să prefaceți 1000 de ani în câteva minute. Pentru asta mă hotărăsc să cunosc felul tău de a iubi. Dar văd că de asta dată am doborât-o. Vocea ei se sugrumă și fac să se înfioare acest corp frumos și gras care tremură. Dinții scrâșnesc și aud îngânând cuvinte fără șir. Într-un târziu mă întreabă, ai și obosit? Acum văd prea bine că va fi vorba de caznele lui Hercule.
Fie, oare n-a fost bine făcând pe neîndemânaticul la început ca să rezerv până la urmă actele menite să-mi aducă izbânda? Și sunt nespus de fericit, constatând că șovăielile mele au fost, la urma urmei, cea mai mare din dibăcii. Acum mă silesc să dau o plinătate delirului ce a cuprins-o pe femeia mea. Încep să o numesc astfel în adâncul gândurilor și mă las ca în viitoarea unei exerciții anevoios. Simt tresărirea năprasnică a fiorilor cum se strecoară prin șalele acestei corcituri asiatice. De asta dată trebuie să o birui. Sunt salvat. Minutele sunt scurte, fără îndoială că ceasul se apropie de sfârșit. Încă o sforțare și preschimbăm această femeie într-o amantă vrăjită, legată cu plăcerea, așa cum eram eu ieri legat cu fânghii. Ușa prin care pătrunsesem acolo se deschise fără veste. O formă omenească se ivise, ivește grăind. Allah este Dumnezeu. Smulgându-se îngrozită din brațele mele, femeia emirului se ridică goală și răspunde: lăudat să fie! Ușa se închide la loc. Femeia mea, dar se îmbracă la repezeală. Isprăvind, fără să mă mai privească, se îndreaptă spre ușa din fața patului. O deschide și dispare. Aud un singur cuvânt care mă străpunge ca și cuvântul acesta e țeapă. Mă așez la piciorul patului pe gânduri. Nu mai încape îndoială că a fost o încercare de ispitire care a dat greș. Mă mângâi, zicându-mi că trebuie să știu cum să mă port. De acum am să fiu mai puțin prefăcut. Oricum, am căzut parcă de sus. Dacă aș fi știut, nu făceam sforțări atât de istovitoare către sfârșitul acestui ceas cumplit, pentru rezultatul obținut. Pornesc să sor puțin din conținutul ulciorului verde. E ceva plăcut. Haide, orice ar fi, sunt în stare să mă țin bine. Curajul nu l-am pierdut cu totul. Și cuvântul acesta se stăruie în minte, printr-o înlănțuire de idei, îmi face efectul unui duș rece. La urma urmei, nu-i oare formula prin care în Franța se deșteaptă condamnatul la moarte spre a-i se da să înțeleagă că peste o jumătate de ceas va fi cu capul retezat? Ușa se deschide și îl văd intrând pe Neser Bey, grefierul. Vine spre mine cu un aer compromițător, compătimitor. Așadar, n-ai aflat. Fac un semn de nepăsare. Ea a spus așa, dând raportul de felul cum te-ai purtat. Îi lipsește totul spre a fi un bărbat. Fraza mă impresionează. Totul cam exagerează. Grefierul răspunde: văd și eu, dar așa a vorbit. Și cealaltă, care o să vină acum, e înștiințată. Fii tare. Și plecă îngândurat. 5. Încercarea. 2. Roșcovana. Abia se scurseseră 2 minute și o altă arătare, un fel de capră săltăreață, se ivi înaintea. Vioaie și zburtând încolo și încoace, se repezi asupra mea gângurind ca o păsărică. Să fiu drept, parcă îmi place mai mult așa decât măreția imperială a celeilalte. Fără să aștepte vreun cuvânt, nu am tovarășă, amantă, soție sau câte, șleabă de întregul arsenal de stofe ce o acopereau. Lovitura fusese studiată. E goală, afară de paltonașul prins cu grijă în jurul taliei și la glezne. Are părul roșu, un roșu aprins și minunat. Fiindcă văd că îmi place, cum să-i dovedesc chiar o formă de entuziasm. E adevărat, la urma urmei, că o femeie are darul pătrunderii. Blondina cu sânge amestecat a ghicit pe semne că nu fusese mișcat decât în starea mea de condamnat, nu însă și ca bărbat. De aceea poate mă trimisese cu atâta mulțumire la supliciu. Noua venită e mică de statură și copilăros de tânără. 16 ani cel mult. Sunt superb, corpul scund și mlădios. Pântecele neted și ciudat cuibărit. Are o față albă și triunghiulară, cu o bărbie îngustă cu gropițe. Apoi ochii viorii și toată gingășia mișcărilor ei mă face să recunosc că mi s-a oferit o iubită mai mult decât delicioasă. Sunt aproape sigur că ne vom înțelege. Îmi lipesc obrajii învăpăiați de corpul ei minunat. Numai decât o văd înfiorându-se și pornind pe un râs care mă zăpăcește. De asta dată am să-i iubesc într-adevăr. Uitai de-a binelea și negreși că atitudinea aceasta era mai nimerită. Uitai că o amenințare grozavă apasă deasupra capului meu.
Mă aflam în intimitatea unei femei din Asia, simțitoare la tot ceea ce poate să miște sufletul unei amante orientale. Nu aveam decât să o las să-mi frângă atotputernicia, fără calcul sau gând ascuns. La urmă urmei, ca să mă port sincer, trebuia să mă închipui în tovărășia celei de-a treia candidată și să-mi spun că refuzul acestei femei cu părul auriu înseamnă pentru mine moartea. Cu asemenea planul de viitor, e greu de pornit la lucru. În anumite împrejurări, multe prietene în Franța mi-au mărturisit fără înconjur că n-aș fi un amant mediocru. Dar ce-ar fi spus ele văzându-mă în decorul acelei camere a încercărilor în palatul emirului Seyid Mahmed Rahim? Rămăseai amețit și îmi rememorai întreaga arta iubirii. Invocai umbra lui Jacques Casanova de Saint-Gault, cerându-i ocrotire. Oricine ar fi cunoscut exact toate întâmplările mele, n-ar fi avut nicio nevoie să citească de figuri venerii a lui Charles Frederic Forberg și toate lucrările de acest gen. Din când în când mă ridicam să umblu, iar de teamă să nu șovăi cumva, înghițeam câte o pastilă afrodisiacă luată de la protectorul meu, poate secretarul de stat al neomenosului emir, mai degrabă decât grefier, sau amândouă la un loc. Cât despre partenera mea, vedeam cu plăcere că era încântată și râdea neîntrerupt. De altminteri se învoia la toate capriciile mele, cu o bunăvoință rară, iar eu căutam să trag cât mai mult folos. Într-adevăr, am iubit-o un moment pentru această zburdărnicie voioasă, pentru această aprindere și pentru tot ceea ce măgulea gusturile mele estetice, lăcomia după bibelouri feminine, gingașe, ardoarea mea pentru iubiri desfrânate și acrobatice, căci îmi place tot ceea ce poate să facă din dragoste un joc original și să transforme în frumusețându-l, actul etern, banal și de multe ori groaznic. La un moment dat, iubita cea nouă îmi ceru o oglindă. Nu avem așa ceva la mine și nu-mi închipuiam că ar fi putut să fie în cameră. Dar ea mi-arătă zâmbind spre un colț. Am găsit acolo o bucată de cristal oval înrămat într-un chenar sculptat, a cărei artă și gingășie m-a mișcat nespus de mult. Mă găsești cumva frumoasă? Întrebă ea după un răstimp. Nu ți-am dovedit-o, răspunse eu. Însă partenera mea holbă ochii la uzul acestor vorbe. Nu mi-ai spus niciodată un cuvânt că sunt frumoasă, murmurea cuvădită de scurajare. Îi luai vorba zâmbind cu duioșie. Nu ți-am dovedit prin sărutările și îmbrățișările mele că pentru mine frumusețea ta e cea mai încântătoare dintre pasiuni? Argumentul păru că n-o dumerise încă. Nu, nici n-am băgat de seamă că mă găsești frumoasă. Mă repezi spre ea, clocotind de mânie. Ești mai frumoasă decât însuși soarele. Te asemeni cu tot ceea ce e frumusețe pe acest pământ, dar restul nu e decât fragmente. Și tu ai totul, tu ești frumusețea însăși. Părea că stă pe gânduri. Mai îmbrățișează-mă, rostia drept orice răspuns, dar nu mai râdea ca până adineauri. Urmai să mă joc înainte cu corpul ei. Cu toată neliniștea ce mi-a pricinuise această convorbire stranie și plină de amenințări, îmi închipuisem pe bună dreptate că făcusem destul să vibreze acest corp frumos trandafiriu și sculptural. Fibrele cele mai tainice și amorțite până aci, pentru că ele să-și aducă aminte și să fie recunoscătoare. Puterile mi se sleiau. Îmi dam prea bine seama că luasem ultimele pastile excitante. Apoi căutai să procur femeii mele, eram sigur acum că asta nu mă va trimite în țeapă, ultimii fiori și cei mai voluptoși. Deodată o văd sculându-se, pare o clipă căi rușinată și începe să se îmbrace cu multă luare aminte, fără a se mai sinchisi de mine. Pe urmă îmi spuse îmbufnată, nu te iubesc. Sângele mi se domoli brusc și fără îndoială că îngălbenisem, dar m-am ferit să-mi trădesc gândul prin ceva. Favorita emirului aștepta un răspuns. Răceala mea o încurcă. Atunci tot ea aduse. Tu nu știi să iubești. Află prin urmare că peste două ceasuri vei fi tras în țeapă. Și continuă după o tăcere. Dacă mi-ai fi cerut să te iubesc așa cum vreau eu, aș fi înțeles că mă găsești frumoasă. Acela care mânuiește uneltele ca un muncitor nepriceput nu e în stare într-o asemenea împrejurare să aprecieze un lucru ales.
Tu nu te gândeai la mine, ci la moarte, pe care te sileai să o înlături, dezmierdându-mă. Ai crezut, nebunule, că lucrurile acestea plicticoase și complicate mi le dezvălui pentru întâia oară? Nu. Și apoi, ce are a face? Nu e decât un mijloc spre a dovedi unei femei că o iubești cu adevărat pentru ea însăși și nu pentru tine. Acela de a-i lăsa favoarea să te iubească, să se ofere, iar nu să o cucerești tu. Așadar, peste câteva clipe ai să mori. Ușa scârțâi prelung deschizându-se. Aceeași frază de adineauri îmi izbi auzul. Allah e mare și atotputernic. Partenera mea se repezi într-un colț, către ușa pe unde venise și pieri. Îmi simțeam corpul și sufletul slăite. Eram pierdut. Asta se vedea limpede de tot. Săvârșisem o greșeală de neiertată în desfătările mele cu această copilă prea instruită despre datoriile ei în iubire. Ceea ce îmi spusese era adevărat, pentru ea și poate și pentru cealaltă care o precedase. Ar fi trebuit, nu mai încăpea îndoială, să le primesc pe aceste femei întocmai ca un emir, culcat gol pe blănurile așternute în pat și să le las să caute să găsească iubirea dorită cu mine, după placul fiecăruia, fără să mă îngrijesc de așa ceva. Aș fi putut atunci să descoper ce aveau pe inimă și să le vin mai bine într-ajutor. Judecând cu temei, adolescenta din urmă, Roșcovana, se învoise la orice, însă fără pic de plăcere. Luase în drept un fel de mulțumire hohotele ei de râs nervos, ce n-o părăsiseră tot timpul, dar tocmai aici fusese greșeala și încă de plină. Mă înșelaseră apoi și alte aparențe, căci fără îndoială avea o iscusință rară în simularea plăcerii. Blestemata diavoliță i-a făcuse din mine o jucărie și ultima nădejde, ce mai licărea în suflet, se spulberase acum din prostie și oboseală. Puteam să mă consider muribund. Neserbei a apărut din nou. Avea o mutră jalnică de cioclu prefăcut. Ești un om mort, îmi zise el cu glasul pe jumătate, când se află lângă mine. Mă străduiesc să recapăt curaj. Nu încă, răspunse eu semeț. Aceea care a ieșit acum din cameră, iată ce a spus despre tine. Nu știe nimic și închipuie că iubirea e același lucru cu munca unui hamal. N-aș consimți să iau un astfel de bărbat nici pentru împărăția rușilor. Replica-i jignit. Totuși am făcut-o să cunoască plăcerile cele mai desfătătoare din țările noastre occidentale. Grefierul ridică din umeri. Nu poți să le înveți nimic. La tine e ceea ce pare delicat, prețios și rar, la noi e ceva comun și banal. Trebuie să folosești multă prudență, să înlături orice urmă de istovire. Balau, adică să te porți cu ele asemenea unui soț și să le refuzi. Ridică un deget întristat. Ultima e cea mai înflăcărată din toate trei. Vei putea încerca să o satisfaci? Răspunsei fără ocol. Sunt prea slăbit și mi-e teamă că la un moment dat puterile mă vor lăsa de-a binelea. Mai ai pastilele pe care ți le-am dat? Aș, le-am luat pe toate în timpul luptei cu Roșcovana. Toate? Dar ești nebun? Atunci, în ora aceasta, înseamnă că ai fi gustat plăcerea de cel puțin 6 sau 7 ori. De 8 ori. Acum înțeleg că te-a prăpădit. Ești terminat definitiv. Se sculă. Mă duc să pregătesc țeapa ca să nu mai fii nevoit să aștepți. Îmi închipui că și tu ești dornic să se sfârșească odată. Acestea fiind zise, ieși lăsându-mă iarăși singur. Băui restul limonadei și mă întinse în pat. Am adormit. 6. Încercarea. 3. Bruneta. O voce a ajunse până la urechile mele. O aud fără să o deslușesc bine. Apoi murmurul straniu se întregește cu o atingere ușoară pe frunte. Deschid ochii. Uroare. A treia femeie a intrat tiptil tocmai pe când ațipisem și, după cum văd, mă privește supărată. Mă scol în pripă cu aerul zăpăcit și cu gura coclită. Femeia glăsuiește dulce, cadențat ca o muzică. Mă așteptai dormind. Trebuie să recunosc că ai mult curaj când știi că moartea se apropie, dar ești cam grosolan. Încep să înțeleg. Mă socoteam nevrednic de dumneata. Ea râde și mă întrerupe. Nu, minți. Ești obosit deoarece ai crezut că o să duci pe Fergiana, Roșcovana, copleșind-o cu dragostea ta, fără să bănuiești că ea nu are altă țintă decât să petreacă o noapte. Resemnat și dorind să săvârșesc în chipul cel mai demn, răspunsei, și tu la fel. E încă înfășurată în mătăsurile ei, fără de număr și păstrează volul
ce îi acoperă gura. Nu pot să ghicesc ce s-o fi petrecând în căpșorul acestei femei, pierdută în belșugul atâtor stofe colorate. Mâinile, de asemenea, îi sunt ascunse, astfel că nu văd decât fruntea înaltă și netedă, cu doi ochi căprui ce mă fixează fără să clipească. Începe iarăși să vorbească. Poate că și eu sunt tot la fel, dar nu ți-e îngăduit să fii mojic. Înțelegi? Încrucișez brațele nepăsător. Zău, această nouă înfumurare mă plictisește și parcă mă bate gândul să o trimit să pască. Dar trebuie să-mi înăbuș necazul și zic în bat jocură. Ai venit să-mi țin discursuri, să afli ce știu să fac ca îndrăgostit și poate ca soț. Am venit ca stăpână a destinului tău. N-ai dreptate exprimându-te cu îndărătnicia asta prea semeța asemenilor tăi. Judecă puțin, socotește. Ceea ce ni se pare rău, uneori se întoarce în bine și de asemenea ceea ce credem că e bine se schimbă în rău. Ascultă-mă, trebuie să te pricepi în a măsura cuvintele și a chipzui ideile. Nu spune nimic care ar putea să-ți aducă vreun neajuns. Mai e un ceas ca să-ți redobândești viața. Se exprimă cu o mărăție stranie. Dacă în clipele acelea n-aș fi fost necăjit pentru atâta vigoare risipită în zadar cu roșcovana și de zeflemelile acesteia de acum, m-aș fi stăpânit în mine, cu cât sexualitatea devenise mai neputincioasă. Așa că, fără să mai cumpănez vorbele, spusei: crezi că bărbații din țara mea se tem de moarte? Ea gângăvi: nu, o știu, dar ce are a face? Viața e singurul tău bun. De ce, asemenea unui copil supărat, parcă vrei să o pierzi? Întinse o mână în aer, o mână lungă, subțire și trandafirie. Uite, n-aș vrea să te silesc să mă asculți. Dacă preferi să mori, spune un singur cuvânt, oricare ar fi el, și mă retrag. Atunci paznicii vor veni să te ia, că țeapa e gata. Mă privea cu aspirime, cu pupilele învăpăiate și atunci tăcui. O văd aprobându-mi tăcerea cu o mișcare din cap. În cele din urmă zise: dezbracă-mă. Am pășit spre ea cu un fior de gheață în vârful degetelor. Mă simțeam asemenea omului aruncat din înălțimea turnului care se învârtește 10 secunde, în timpul cărora totuși mintea poate să evoce o întreagă viziune și să-l facă să mai guste odată nenorocirile trecute prin care pătimise. Acela prinse pe o singură parte a unui ace prinse pe o singură parte a unui cerc țineau la oaltă o sumedenie de cute, unde mătăsurile și țesăturile cu ochiuri largi se amestecau în un chip ciudat. Mă sili să le desprind pe toate cu luarea minte. În curând am venit de hac unui soi de eșarfă albastră, apoi alteia roșie și în sfârșit unei a treia, galbenă, pe care le așezai lângă mine. Mai erau însă destule, continua îndeletnicirea aceasta de corsetieră a unui mare magazin, fără să spună o vorbă. În cele din urmă ajunsei la cămașă și pantalon. De jur împrejurul gâtului cămașa avea o broderie roșie de toată frumusețea. Urmează mai departe, mă îndemnă ea. Temându-mă să nu sfâșii acele albituri peste măsură de fine, căutai să-i eliberez deocamdată brațele și o blestemăm în gând pe această nebună care mă pusese să fac cea mai neghioapă dintre treburi. E adevărat însă că în prezența unei femei aceasta era singura activitate de care mă simțeam în stare acum. În curând cămașa ei se afla în mâinile mele. Văzui doi sâni cu sfârcurile rumene, pătrunzi, rotunzi și sănătoși. Mă aplecai uitând că acest gest îl mai împlinisem odată, fără să-mi fie adus noroc, și sărutai sfârcurile. Femeia râse. Te pândeam. Dacă ai fi zăbovit să împlinești acest rit, te lăsam în seama țepei. Scoate ce-a mai rămas. Desfăcui cu băgare de seamă centura pantalonului și îl coborâi. Atunci femeia, ce nu-și lepădase încă volul din jurul curii, îmi puse mâna pe umăr. Iată-te acum un bărbat adevărat. La 3 minute după aceea, pe pat, ea mă poseda cu o putere și hotărâre ce îndovediră înțelepciunea grefierului, când îmi vorbise despre înflăcărarea acestei războinice a dragostei. Își lepădase acum și voalul ce o acoperea, până când cuta ochilor, apoi un fel de caschetă sub care îi se ascundea părul. Valuri de șuvițe negre se răsfirau din belșug pe umerii ei, în vreme ce îi admiram fața slabă și aspră.
ușor sulemenită, părându-mi uneori că venea de-a dreptul din Paris. Ochii lacom și văpăiați purtau sprâncenele împreunate printr-o dungă neagră. Știam că în Turkestan aceasta însemna aprindere nesățioasă. Era ultima încercare. Toanele-mi rele dispăruseră. Singura mea datorie acum era să mai încerc odată norocul. Cu toată sfârșeala ce mă cuprinsese, luptai din răsputări și am reușit, ajutat de o femeie care nu îmi primea dezmierdările râzând și nici în silă, să nu par neinspirat înaintea ei. Ceasul trecu pe negândite, ceremonia de adineauri se reînnoi și, fără ca eu să fi rostit o vorbă, fără ca iubita mea numărul 3 să-mi fi dat un cuvânt de speranță, m-am trezit iarăși singur în camera încercărilor. Eram zdrobit, abrutizat și pătruns de o durere chinuitoare în măduva spinării. În același timp mă simțeam gol de orice voință și orice dorință, chiar de aceea de a mai trăi. Năser Bey veni încă o dată cu înfățișoarea îngrozitor de abătută. Sărmane, prieten, zise el cu o familiaritate căruia îi înțelegeam toată primejdia. De rândul acesta ești pierdut. Mândru în pragul nenorocirii făcu un semn de nepăsare. Cum te-ai putut să-mi nesocotești sfaturile până într-atât? Nu răspunsei nimic. La urma urmei eu ți-am spus, nu-i așa? Îți amintești? Ei da, mi-amintesc, răspunsei râzând. Dar tu în locul meu ai fi făcut ceva mai bun? Cred, sigur, tu n-ai înțeles ce voiau aceste două femei. Nu mai vorbi nici de două, nici de trei, strigai eu înfuriat. Mai bine dăm niște otravă ca să-i sprăvezi de grabă, astfel că țeapa să nu aibă parte de cât de un cadavru. În schimb, îți scălesc o hârtie care te va pune la adăpost atunci când soldații din țara mea vor veni să dea foc acestui cuib de tâlhari. Grefielul răspunse în șoaptă. Negreșit, am o travă și mi-închipuiam că ai să-mi cer. O am chiar la mine, dar soarta ta e mai deprins decât ai crede. Ce mai am, mormăit eu? Tortura la care vei fi supus e din acelea care mă împiedică să-ți dau o travă. Așa, strigai eu în cele din urmă ca un scos din minți. Au mai uneltit încă ceva? Îți atrag luarea aminte că mă voi apăra cu ultima deznădejde împotriva paznicilor voștri, în așa fel ca să mă ucidă aici pe loc. Mâinile, precum vezi, mi se libere și vor avea de lucru cu mine. Neser Bey înălță din numeri. Cred că ești nebun. Asta nu te va împiedica să înduri supliciul la care ești condamnat. Ce dracu, nu înțelegi că nu poți să scapi de această pedeapsă? E mai mult decât cu putință. L-am privit cu răutate. Atunci el ridică un deget în aer. Allah mi-e martor că am căutat să scruți suferințele ce te așteaptă. Tu însă ai voit-o. O neliniște nouă mocnea în mine. Fără îndoială că îmi vor da să beau opiu și peste câteva clipe lipsit de orice apărare voi fi dat pe mâna călăilor emirului. Îmbracă-te, zise el. În sfârșit și vină fără să spui nimic. E mai bine așa. Nu, răspunse eu cu întârșire. Atât cât îmi rămâne încă puțină vigoare, am să mă apăr. Rămân aici. El murmură. În cazul acesta, țeapa va fi pentru diseară, căci dacă până într-o jumătate de ceas nu te vei afla lângă Bahadur, femeia ta, căsătoria nu se va împlini și... L-am privit încremenit. Da, ai fost ales de către a treia femeie din noaptea asta. Și ți-o spun de un sfert de oră, nu e cel mai ușor dintre suplicii să aparții unei lupoaice de soiul acesta, căci ea va face din tine o sluțenie de om, mai prăpădită, mai jalnică decât ar fi făcut țeapa. S-ai sprăvit, deci, aventura ta, precum vezi. Da, văd cu plăcere că prorocirile grefierului tău nu s-au izbândit. Nu, am scăpat, dar era o femeie grozavă. Trebuia un atlet ca să o biruie în Olimpiadele Patului. Ai avut-o multă vreme? 16 luni am stat în mijlocul acelei luni pierdute și am căpătat din partea emirului făgăduiala de a renunța la goana lui împotriva misiunilor europenilor. Aceasta a și contribuit ca mai târziu să fie scutit de neplăceri. Am fost ministrul lui de finanțe. Am trăit acolo atât de fericit, încât mi s-a întâmplat deseori, după înapoiarea mea în țară, să regret acel trai pașnic și lipsit de griji, într-un sat pierdut din deșertul foamei. La drept vorbind, este un pustiu unde se mănâncă chiar bine. Fără femeia mea, m-aș fi îngrășat zdravă.
Bineînțeles, mă convertisem și la mahomedanism. La vreo 16 luni după aceste întâmplări, după cum ți-am spus, a izbucnit Revoluția, pusă la cale de un partid al buharilor. Cu o duzină de turcmeni din aceia care odinioară îmi omorâseră prietenii și acum, firește, deveniseră credincioșii mei, am ajuns la Merv și de acolo la țărmul Caspicei. Apoi am pătruns în Persia și aventurile mele se sfârșiră. Zicând acestea, povestitorul peripețiilor de mai sus a prins o țigară și început să fredoneze, dus pe gânduri. J'adore le brune. Dar trebuia să aflu sfârșitul, acel sfârșit pe care îl ocolise parcă întradins, astfel că nu-i dădui pace. Și femeia aceea turcmenă e aici, am luat-o cu mine, acum e soția mea. Sfârșit.